Dragii mei frați, din nou suntem fericiți și binecuvântați, parcă diferit și mai mult decât oricând altă dată, acum când suntem în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt binecuvântate, frumoase, plăcute, bune, dar parcă niciuna nu este ca aceea prin care și în care noi stăm în prezența lui Dumnezeu, prin cuvântul Său. Cu această ocazie, noi vom învăța câteva lucruri despre cea mai cumplită calamitate care a lovit secolul nostru și în special generația tânără și care se întinde ca o pată de petrol pe fața apei negure, aceasta cumplită numită depresie. Dar nu o să învățăm în domeniul medical, ci în cel duhovnicesc, pentru că după cum există o depresie psihică, tot la fel există una sufletească, spirituală. Îmi veți spune că nu e prea mare diferență între una și alta. Așa este, se confundă una cu alta, dar în timp ce depresia aceasta, așa cum este medical numită, e legată de situația în care cineva se găsește, de pașii pe care i-a făcut în viață, de regrete, de lucruri de un fel sau altul, depresia sfinților sau depresia sufletului este legată de credința noastră în Dumnezeu. Cine este sau rămâne El a fi pentru noi într-o astfel de împrejurare? Și după cum sunt în dialog cu mai multe persoane și toate mi-au declarat același lucru, că e un fel de negură cumplită a sufletului. Cred că am trecut și eu pe aici, de mai multe ori, poate dându-mi sau nedându-mi seama. De obicei încerc să păstrez în sufletul meu să nu întunec și ziua celui de lângă mine. Încerc să fac lucrul acesta, dar nu este absolut nimeni scutit. Iubiții mei, ce au declarat oamenii în legătură cu depresia aceasta psihică și așa numită astfel din punct de vedere clinic medical, același lucru se întâmplă în depresia sufletului, este același fel de negură, este o negură, dar nu se așează între noi și ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat sau perspectiva viitorului, ci se așează pe verticală între noi și Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură chiar așa numește ziua aceasta. Ezechiel, capitolul 34, versetul 12. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate? Așa îmi voi cerceta și eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua cea plină de nori și negură. Așa este. Depresia sfinților, depresia sufletească sau cea spirituală este o zi de nori și negură care se așează între noi și Dumnezeu. Aceste două aspecte se manifestau în tabăra lui Israel în deșert. Norul era pe de-o parte luminos, pe de altă parte negură, întunecată. Dar când lucrul acesta își reversează locul, atunci negura se întoarce spre noi și nu mai vedem niciun fel de ieșire, niciun fel de drum. Privim lucrurile într-o atmosferă lipsită de lumina prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu pare a fi absent. Pe aici au trecut toți oamenii lui Dumnezeu. Ilie ar dori să moară, așa a spus el Domnului și am auzit cuvintele acestea frecvent. Ce să spun? E într-adevăr o stare sufletească față de care moartea este de preferat la un moment dat. Dar avem această făgăduință care luminează. Stai puțin. Ziua plină de nori și de negură nu are ultimul cuvânt. Nu te uita la situația aceasta ca fiind destinul tău sau destinația ta. Aici urma să ajungi, aici ai ajuns, de aici nu mai ești. Nu te uita și nu privi lucrurile în această lumină, ci fă din situația aceasta de nori și de negură începutul drumului pe care voiești să mergi spre destinația pe care Dumnezeu a așezat-o înaintea ta. Nu te lăsa întunecat în suflet de întunericul de afară.
David striga la propriul lui suflet, de ce gemi suflete înăuntrul meu? Și toți oamenii lui Dumnezeu se confruntă cu, într-un fel sau altul, cu această situație. Și exemplul suprem este Mântuitorul nostru în grădina Ghetsimani și pe cruce, atunci când prezența lui Dumnezeu și legătura cu Tatăl par a fi ascunse total în întuneric. Dar, iubiții mei, Biblia a spus, zice, Doamne, Tu ai cerut să locuiești în întuneric. Aceasta înseamnă că întunericul nu este semnul absenței lui Dumnezeu, ci este semnul lipsei credinței mele. Dar Dumnezeu este prezent, prezent în întuneric. Tu locuiești în întunericul în care se zbate sufletul la un moment dat. Și se zbate, poate pe bună dreptate, se zbate datorită unor hotărâri greșite care au fost luate în viață, datorită unor pierderi ireparabile, se zbate sufletul în noi. Poate, să zicem, pe bună dreptate, omenește vorbind, dar duhovnicește vorbind, nu. Nu te voi părăsi, spune Bunul Dumnezeu, cu niciun chip nu te voi lăsa. Cu niciun chip nu te voi lăsa. Poate să fie totul distrus din creștet până în tălpi. Cuvintele pe care le-a spus Petru le putea spune doar Iisus. El a zis, chiar dacă toți te-ar părăsi, eu nu te voi părăsi. Dar aceste cuvinte, vreau să ne oprim o clipă asupra lor, aceste cuvinte nu puteau fi spuse decât de acela care le împlinea, adică de Iisus. Și el ne spune nouă, chiar dacă toți te vor părăsi, chiar dacă toate lucrurile vor fi împotriva ta, indiferent ce situație este împrejur, absolut nimic pozitiv, nimic nu mai este din creștet până în tălpi, eu nu te voi lăsa cu niciun chip. Aceasta este făgăduința prezenței lui Dumnezeu în întuneric. Uitați ce frumos răspunde Ezechiel. Eu le voi strânge din locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și de negură. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz, de groază, o zi de pustire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și întunecime, descrie Țefania în capitolul 1, versetul 15. Așa este ziua aceea. Acum, noi suntem în căutarea răspunsului. Răspunsul tuturor lucrurilor, după declarația Mântuitorului nostru, este Dumnezeu, chiar și mai ales în situațiile de imposibilitate umană. Toate lucrurile sunt cu neputință. Dacă tot ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. Inclusiv în această împrejurare de negură. De ce coboară negura aceasta sufletului asupra noastră? Pentru că noi ne gândim ce mai putem face dintr-o situație ca aceasta. Unde să te mai duci de aici? Ce să mai poți face când absolut totul este distrus? Și mai ales când a luat o formă a unei nenorociri care include rușine, prăbușire, distrugere, pierdere ireversibilă. Și când te gândești, mai ales tulbură sufletul teribil, când te gândești că toate acestea evitabile și că undeva am ales să mergem pe un drum care a dus aici și că datorită nouă suferința aceasta teribilă a sufletului se amplifică și mai tare atunci când observăm că aproapele nostru suferă din pricina aceasta. A căzut asupra copiilor noștri sau asupra familiei sau asupra biserice sau asupra lumii. David este complet distrus de situația aceasta. A zis, Doamne, ia-mă pe mine, distruge-mă pe mine. Dar oile acestea, uite, a căzut asupra lor. Cel prea înalt și atot înțelept, el știe ce face. Și niciodată nu va lăsa încercarea să meargă acolo unde nu trebuie și cum nu trebuie și cât nu trebuie și când nu trebuie. Toate datele lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Și de aceea mergem în Efeseni la capitolul 13, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune, uite, există un răspuns la această situație, Dumnezeu e prezent, El a cerut să locuiască în întuneric, El locuiește în întunericul acesta. Partea ta acum, luați și voi toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit tot în ziua cea rea. De ce ziua aceasta întunecă sufletul? Pentru că noi ne uităm la armura noastră. Ce pot
pot să mai iau. Nu mai am nimic, n-am mai rămas. Iov, uitați-vă la el. Întunericul mă înfășoară, spune el. Corpul e distrus. Casa e distrusă. Copiii sunt pierduți. Prietenii își batjocoresc. Toată țara mă vorbește, mă pune în cântece. E ceva de... Deci n-a rămas nimic. Și totuși a rămas ceea ce Dumnezeu a spus lui Noe să facă. Fă o fereastră în partea de sus a corăbiei ca să-ți aduci aminte întotdeauna că deasupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Haideți să mergem la un exemplu din Scriptură care ne va ajuta să înțelegem că într-o împrejurare ca aceasta, chiar dacă s-ar clătina cerul și pământul, cuvintele mele nu se vor clătina. Făgăduința lui Dumnezeu se ridică deasupra tuturor acestor lucruri. Și să mergem împreună în Genesa la capitolul 34. La versetul 30 ne găsim în familia lui Iacov, după ce Simeon și Levi au comis genocidul acela în cetate. Au masacrat complet o cetate întreagă de oameni. Și s-a produs pe fundalul unei situații de neimaginat. Oamenii aceia au primit credința, a primit tăierea împrejur cum le-au cerut ei și pe când sufereau de tăierea împrejur, au intrat prin case și au ucis fiecare bărbat și apoi au târât femeile, le-au luat cu ei, au luat turmele, au luat toate. În binecuvântarea lui Iacov, acest episod este numit blestemata lor furie, blestemată să fie furia lor. Nu, Iacov văzuse bunătatea lui Dumnezeu. Așa ceva nu intra niciodată în gândurile sau în sufletul lui. De aceea și a spus el, sufletul meu nu are niciun loc pentru așa ceva. Nu. Însă situația este reală. Sângele a curs pe străzi, în fiecare casă sunt morți. Fiecare casă este distrusă, arsă, jefuită, toată cetatea. Și cine a făcut treaba aceasta? Doi oameni contra cetății acesteia. Da. Și cum se poate apăra Iacob de așa ceva, de care cade peste el? Ei sunt partea casei lor. Și atunci el spune în versetul 30, voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării, cananiților și fereziților. Vă imaginați, imediat veștile au circulat în toată lumea aceea, în ciuda faptului că n-aveau internet, dar aveau internetul lor, veștile circulau de neimaginat și pe vremea aceea. Și în toată țara, nu era vorba de o simplă cetate, m-ați făcut urât în fața locuitorilor țării. E posibil ca prin fapta soției, soțului sau copiilor sau părinților să ajungi să fii urât de oameni din cauza cuiva din casa ta și e posibil să suferi suferința aceasta de un fel cristică, adică porți rușinea copilului sau părintelui sau bisericii tale sau câți oameni au îndurat acest fel de rușine a rudenilor și au schimbat numele, nu au putut să mai, nu au vrut nimeni să audă că îl cheamă Hitler sau Stalin sau într-un fel sau altul, s-au depărtat de lucrul acesta. I-a însoțit stigma aceasta pe între parcursul vieții lor. Și acum aceste lucruri le spune Iacov, voi m-ați făcut urât în fața locuitorilor țării, nu numai într-un singur, m-au dat pe ecranele lumii, am fost văzut, toată lumea este indignată cum nu există la felul cum voi ați răspuns acestei situații. Realitatea, n-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni. Ce să fac cu trei oameni contra unei țări întregi? Oamenii aceștia, ei, țara, cananiții și fereziții, se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit complet eu și casa mea. Aceasta este a doua noapte a lui Iacov, mult mai grea decât noaptea strâmtorării prin care a trecut și a întâlnit pe Domnul, dar numitorul comun al acestei nopți a sufletului lui este tot Domnul. Unde să mergem în altă parte, a spus David, să cădem în mâinile lui Dumnezeu. Nu există răspunsul, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine am putea să ne ducem, au spus ei la un moment dat. Și Iacov, în această a doua noapte cumplită a vieții lui, care este marcată de suferințe sufletești de neimaginat,
care pare a fi distrus complet mărturia lui față de țara aceasta unde era trimis în călătorie sfântă ca martor al lui Dumnezeu, ca moștenitor al marii făgăduinți, planul lui Dumnezeu. Absolut totul părea să fie complet distrus. După cuvintele lui, mă vor bate și voi fi nimicit eu și casa mea. Acum, iubiții mei, să ne gândim la cuvintele acestea de negură din inima lui. Erau aceste cuvinte întregi, aș spune, aș întreba, erau aceste cuvinte complete? Nu cumva lipsește ceva din discursul acesta? Ia să mergem împreună în noaptea aceea când a văzut el scara cerului. Și să citim acolo în cronica aceasta a lui Dumnezeu ce s-a spus atunci și să vedem dacă acest lucru pe care Dumnezeu l-a spus cu acea ocazie are ceva de spus în această situație. Și tot la fel este cu noi, cu fiecare dintre noi. Când apreciem sau ne dăm seama de situația în care suntem și luăm în considerare toate elementele acestea, coboară negura pe suflet. Dar aceasta nu e totul. Cuvântul lui Dumnezeu care a fost dat lipsește de aici. Lipsește lumina aceasta și de aceea sufletul este așa de întunecat. Genesa 28, versetul 10 și mai departe, Iacov fuge de propria lui faptă și a visat o scară rezemată de pământ. Care este ieșirea din situația aceasta? E fără ieșire. Dar a visat o scară rezemată de pământ. Uite, este o scară, este o cale. Și mai târziu îi spunea Iisus lui Natanael, eu sunt scara aceea care ai văzut acolo și eu sunt răspunsul. Dacă vei trece prin ape mari, dacă vei trece prin foc, dacă vei trece printr-o situație cumplită, cum spune acolo, nu e sănătos nimic, din creștet până în tâlp, totul este distrus, chiar dacă ar fi să... El rămâne pentru totdeauna scara de ieșire din absolut orice fel de situație. Simbolul acesta pe care l-a ales Dumnezeu este fantastic. O scară coborând în cea mai adâncă groapă, cum numea Corrie ten Boom, dragostea lui Dumnezeu este mai adâncă decât cea mai adâncă groapă în care poate să cadă cineva. Și cobora și era așezată pe pământ, rezemată de pământ și cu vârful ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Acesta este Iisus, potrivit cuvintele lui pe care le-a spus lui Natanael. Vei vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se pe această scară. A făcut referire la sine. Și acum uite ce s-a discutat în noaptea aceea. Trebuie neapărat să ne întoarcem întotdeauna la planul și făgăduința lui Dumnezeu, pentru că cerul și pământul trec, dar cuvintele lui nu. Și în lumina acestor cuvinte, atunci putem să ne dăm seama și să apreciem situația în care suntem, să judecăm lucrurile, să le înțelegem. Dincolo de orice, chiar citeam astăzi, nu ajungi să te cunoști decât atunci când ești pierdut. Nu ajungi să te cunoști cu adevărat decât atunci când ultima speranță s-a dus. Unii au zis că abia atunci poți să știi ce crezi despre Dumnezeu când s-a pierdut ultima speranță. Nu. Ce crezi despre Dumnezeu se produce în momentul în care îl crezi pe cuvânt. Nu e nevoie de nicio pierzanie, de nicio nenorocire. Cuvântul pe care Domnul îl spune acum, vă rog să-l luăm la suflet și să-l contrastăm cu ce a spus el înainte. Mă vor nimici, mă vor face una cu pământul, vom pieri cu toții. Domnul stătea deasupra și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Abraham, și Dumnezeul lui Isaac. Acesta e cuvântul. Și pastorul Popa Daniel îmi spunea, frate Nicu, nu sunt 10 porunci, e una singură. Prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Această afirmație și tot ce scrie mai departe în cele 10 porunci și în toată Scriptura ne conduce pe noi cum să împlinim acest cuvânt. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, nu situația nenorocită în care este Dumnezeu, nu ceva, cineva este Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Abraham, și Dumnezeul lui Isaac. Și atunci Domnul îi descrie situația în care pământul pe care ești culcat, uite-te acum în jurul tău, nu vorbește niște lucruri abstracte și străine, uite-te acum, pământul pe care ești culcat, vezi pământul ăsta, dar și piatra pe care ai pus-o, acest pământ ți-l dau ție.
Sămânța ta, dar nu se opresc aici lucrurile și a fost extrem de mioapă înțelegerea aceasta acum că țara promisă, și nu e vorba de țara promisă, Pavel spune Dumnezeu a promis lui Abraham lumea, nu i-a promis o țară, nu i-a promis un petec de pământ peste care este frământat cu sânge, nu, ci a promis lumea. Chiar să ascultăm acum ce vorbește Dumnezeu cu Iacov. Și spune așa, sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus, la răsărit, la miază noapte, la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța, nu semințele, sămânța ta, adică Hristos, spune Pavel Apostolul. Mulți oameni au acuzat pe Israel că nu și-a împlinit misiunea, că trebuia să evangelizeze lumea. Nu, chemarea lor și lucrarea lor pe pământ era să-L aducă pe Mântuitorul. Prin ei să vină Iisus Mântuitorul nostru. În El acum s-au împlinit toate făgăduințele. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Cu El și doar cu El s-a împlinit făgăduința aceasta. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Acum vă rog să urmăriți. Iată, eu sunt cu tine. Fie că e negură, fie că este soare, lumină, eu sunt cu tine, permanent, eu sunt cu tine. Fie că mă vezi, fie că nu mă vezi, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutind de unde mai merge. Se vor aduna, mă vor nimici, n-am decât trei câțiva oameni cu mine, mă urăște țara întreagă, sunt, am picat în această cumplită nenorocire, voi m-ați nenorocit, nu? Eu te voi păzi. Cuvântul acesta e deasupra celuilalt, care era, de fapt, nu realitate, ci o posibilitate. Era posibil să se adune toate neamurile acestea și era posibil, teoretic vorbind, dar era posibil doar dacă Dumnezeu îngăduia așa ceva. Eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni, inclusiv în situația aceasta în care ești, și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Păi cum te mă mai aduci înapoi dacă tu crezi că acum vei fi nimicit, vei fi distrus? Nu vezi că aici este divergent. Deci sunt divergente vederile tale și făgăduința lui Dumnezeu se despartă. Aici sunt divergente. Una pleacă spre o direcție, alta spre alta. Te aduc înapoi în țara aceasta. Nu te va nimici nimeni. Nu se poate întâmpla așa ceva. Nu oamenii vin și trec, cerul și pământul să vină. Nu se poate, cuvintele mele nu vor trece, căci nu te voi părăsi, spune ultima parte a versetului 15, nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Deci o astfel de făgăduință ne este dată și este dată sufletului nostru tocmai pentru ziua cea rea și trebuie să venim înapoi la Dumnezeu în mijlocul întunericului, să venim la acela care a spus, eu voi locui în întuneric, așa a spus Solomon, Domnul a cerut lucrul ăsta, ca să trimite un mesaj în lumea întreagă pentru orice suflet care trebuie să facă față întunericului și care spune, aș dori să fiu mai degrabă mort. Iacov s-a trezit și concluzia lui, cu adevărat, Dumnezeu este în locul ăsta și n-am știut. Așa este, el se gândea numai la fratele lui, se gândea la necunoscutul în care merge, la nenorocirile care s-au petrecut, la altele care sunt posibile, orice zgomot îl înspăimântă că ar putea să fie alergat, omorât. N-am știut. Păi n-ai cum să știi când sufletul este plin cu ceea ce se întâmplă cu negura aceasta. Iacov s-a trezit din somn și și-a reproșat. Acest lucru eu n-am știut. A venit un fel de frică, ceea ce înseamnă că a devenit reală prezența lui Dumnezeu. Acea frică e diferită total de frica despre care știm noi. Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Dar unde este, frate? Că mergem la casa Domnului pe strada cu tare sau construim casa Domnului. Casa Domnului este prezența Domnului în sufletul nostru. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Cuvântul lui Dumnezeu îl arată pe el marcând acel lucru, a luat piatra, a turnat un de lemn pe vârful ei și a pus acolo ca loc de aducere aminte. Acum să urmărim dialogul dintre da, care a spus Dumnezeu. Al tău, da, pământul este al tău, da, semințiile tale se vor lărgi, da, toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, da, voi împlini cuvântul pe care l-am spus, da, te aduc înapoi în țara ta. Toate sunt însoțite de da și amin al lui Dumnezeu. Cuvintele lui, versetul 20,
dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă îmi va da pâine, dacă mă voi întoarce în casă, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce vei da, dacă, dacă, dacă. Acesta este dialogul între noi și Dumnezeu. În El este da și amin, în noi este dacă și să vedem. Iubiții mei, cuvintele acestea nu se asociază ca un de lemn cu apa, nu. Ce a spus Dumnezeu trebuie așezat întotdeauna în sufletul nostru deasupra acestui dacă ucigător al nostru, ucigător de credință. Totdeauna trebuie să privim țintă la cuvintele care au fost spuse și să ne dăm seama că nu e posibil vreodată, în vreun fel, pe vreo cale sau vreun mijloc, ca un cuvânt al lui Dumnezeu să cadă la pământ și să fie distrus. Nu e posibil așa ceva. Atât de înțelept și de frumos a vorbit Corrie ten Boom și către sora ei Betsy în lagărul de concentrare. Zice, am avut un vis azi noapte că, de fapt Betsy a povestit ei, am avut un vis azi noapte că înainte de Crăciun vom fi libere amândouă. Și cealaltă cu politețe, așa, e bolnavă, e suferința, e nemai auzit aici în lagărul de concentrare. Dar așa a fost. Betsy a murit și pe Corrie au scos-o pe poartă cu acte fără niciun fel de explicație. Cine? De ce? Cum? Nici astăzi nu se știe, doar la tronul lui Dumnezeu se va ști, dar a scos-o cu acte de unde n-a ieșit nimeni cu acte din lagărul de concentrare. Vom fi amândouă libere, fie prin viață, fie prin moarte. Așa cum Pavel Apostolul spune, nu mă interesează calea pe care voi slăvi pe Hristos, dar Hristos va fi slăvit în mine, așa cum spun cei trei tineri. Nu este important dacă ne scoate sau nu din foc, important este credincioșia față de cel care ne este nouă credincios. Revenind la cuvintele pe care Iacov le spunea, se vor strânge împotriva mea, mă vor bate, voi fi nimicit eu și casa mea. Ne dăm seama că impactul unor astfel de cuvinte nu poate fi trecut cu vederea. Vrând sau nevrând, acest fel de cuvinte, care de fapt nu era o realitate, ci era o presupunere, imaginația lui, ei se vor strânge toți, mă urăște toată țara, ei se vor strânge toți, împotriva mea, doi mă vor bate și voi fi nimicit, făcut nimic eu și casa mea. Aceasta era imaginația lui și expresia a ceea ce el ajunsese să creadă. Dar nu poți să ajungi aici decât dacă abandonezi ce a spus Dumnezeu. Când bunul Dumnezeu a spus, nu, te voi păzi pe oriunde vei merge. În situația aceasta, cuvântul lui Dumnezeu se ridică deasupra, te voi păzi în orice pretutindeni, adică inclusiv în situația aceasta. Și Dumnezeu semnează cu mâna lui față de fiecare dintre noi, cu niciun chip nu te voi părăsi. Când noi spunem, l-a părăsit Dumnezeu sau l-a lepădat Dumnezeu, eu spune Dumnezeu, nu leapădă pe nimeni, nu confundați pe Dumnezeu cu omul, tu ai crezut că sunt ca tine. Nu, Dumnezeu nu face un lucru de felul acesta. Astfel că în versetul 20, în versetul următor, Geneza 31 cu versetul 1, Dumnezeu îi spune, scoală-te și suie-te la Betel. Acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu fața cumplitei lui îngrijorări. Dumnezeu ridică acolo un altar, Dumnezeu care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau și ai uitat că Dumnezeu te-a scăpat și în alte împrejurări, și de mâna lui Laban, și de mâna lui Esau, și mai ales ai uitat faptul de cea mai mare, ai uitat cea mai mare dintre izbăviri, Dumnezeu te-a scăpat de tine însuți, de eul tău, de firea ta, în noaptea aceea când tu ai luptat cu Domnul și când El ți-a schimbat numele din Iacov în Israel. Revenind la făgăduințele pe care Dumnezeu le dă, aș dori din toată inima să le luăm cu noi în viață. Cum își cercetează un păstor turma? Așa te cercetează Dumnezeu pe tine în sufletul tău. Intră în dialog cu Dumnezeu. Doamne Dumnezeu meu, sunt în negură. Nu te văd, cred că nu ești aici.
trăiesc lipsa ta. Spune-i lucrurile, deschide-ți sufletul lui Dumnezeu și spune-i, intră în dialog cu El. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate? După aceea, cuvântul lui Dumnezeu promite în Isaia 29, versetul 18. În ziua aceea, deci când ne vom îndrepta sufletul în mijlocul negurii spre acela care a spus că vrea să locuiască în întuneric. Când ne vom îndrepta sufletul spre el, când vom lua cuvintele lui pentru sufletul nostru, le vom adopta, le vom lua ca fiind proprietatea noastră. Despre mine este scris în surul cărții, a spus Iisus. Și, bineînțeles, despre oricine va călca pe urmele lui. Aici scrie cuvântul lui Dumnezeu despre mine. Și în ziua aceea scrie Isaia 29, când ne vom întoarce privirile spre Domnul și, cum a spus David, te luminezi din întunericul acesta cumplit, te luminezi de bucurie. În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor izbăviți de negură și întuneric vor vedea. Acest lucru îl cerem de la tine, Tată iubit. Ori de câte ori coboară noaptea sufletului, întunecimea, negura aceasta cumplită a absenței lui Dumnezeu, a părăsirii sufletului nostru. Ori de câte ori suntem apăsați de povara greșelilor, păcatelor, alegerilor noastre cumplite. Ori de câte ori suntem apăsați de faptul că lucrul acesta n-ar fi trebuit să se întâmple sau a căzut pe cine nu trebuie să cadă. Ori de câte ori suntem apăsați de vinovăția aceasta groaznică, te rugăm din adâncul sufletului, îndreaptă-ne mințile și inimile spre cuvântul tău, voi fi cu tine pretutindeni. Te voi întoarce înapoi în țara lui Dumnezeu, în aceea de unde ai plecat. Îndreaptă-ne privirile spre cuvântul tău și fă, Doamne, ca sufletul întunecat și înnegurat să răsară soarele neprihănirii. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.